Arhimandritul Andrei. Una dintre mănăstirile aghiorite cu faimă de-a lungul veacurilor și care se găsește pe latura de apus a peninsulei Atonului este mănăstirea împărătească a Sfântului Pavel. Între figurile luminoase ale egumenilor acestei mănăstiri se înscrie și părintele Arhimandrit Andrei. Acesta s-a născut în satul Ancon din zona Talis a Cefaloniei în 22 ianuarie 1904. Numele său de botez era Angelos. Părinții săi, Grigore și Vasilichi, se deosebeau prin evlavia lor și atașamentul față de tradiția părinților și și-au crescut copiii potrivit cu poruncile Domnului. Mai cu seamă, tatăl, la vârsta bătrâneților, s-a hotărât să se călugărească. Astfel și-a urmat fiul pe părintele Andrei și și-a săvârșit într-o cuvioșie viața la mănăstirea Sfântului Pavel. Încă din tinerețe, Angelos ardea de dorul a fierosirii sale către Dumnezeu, astfel că a părăsit lumea, părinții, rudele, desfătările, obligațiile și făgăduințele acestei vieți și s-a dus pe sine ca o jertfă vie mai mare lui păstorilor stăpânului Hristos. Așadar, la vârsta matură de 30 de ani, a intrat la mănăstirea Sfântului Pavel în august 1934. După o perioadă de încercare, a fost stabilită tunderea sa într-un monah, precum și hierotonia într-un diacon și la puțină vreme într-un preot, în anul 1935. El a fost hierotonit de către virtuosul episcop Ierotei, care se liniștea pe atunci în Sfântul Munte. Datorită numeroaselor sale însușiri de organizator și conducător, adunarea bătrânilor mănăstirii l-a ales ca proistamen pe părintele Andrei în anul 1944. În 1960 moare, după 40 de ani de egumenat, arhimandritul Serafim, starețul mănăstirii, iar părintele Andrei este ales urmaș al acestuia, având pe atunci vârsta de 56 de ani. Înainte de a lua asuprași povara povățuirii și a conducerii, părintele Andrei s-a nevoit și ca isihast și ucenic al faimosului monah Gerasim Menagios, care se nevoia în pustia de la Sfântul Vasile. După întoarcerea sa în mănăstire, împreună cu părintele Gerasim, a arătat multă râvnă și cucernicie față de săvârșirea sfintelor slujbe, precum și multă dragoste față de toți părinții și frații străini și închinători. A fost egumen în două perioade, între care preț de 7 ani s-a retras la metocul mănăstirii de la Monoxiliti, care se află în latura de vest a Sfântului Munte și este văzut de pe vapor imediat cum vii cu vaporul de la Uranopolis către Daphni. Într-una din zile în care se afla la acest metoc, părintele Andrei, pentru că vremea era nourată și marea agitată, s-a gândit să meargă pe malul mării pentru a culege eventuale lemne pe care, de obicei, marea le aruncă atunci când este agitată. Aceste lemne îi trebuiau părintelui pentru soba sa din chilia acestui metoc, în care el se afla pentru un timp. După ce a coborât de pe plajă și a strâns destule lemne, la o mică distanță de locul în care se găsea, a văzut stând înaintea lui o figură omenească. S-a gândit că s-ar putea să fie vreun naufragiat,
s-a apropiat ca să dea o mână de ajutor și să afle dacă nu cumva se mai află și alți naufragiați acolo. Apropiindu-se, a fost uimit să vadă că persoana aceea era o monahie înaltă, îmbrăcată în negru și care ținea în mâna ei o carte deschisă și o unealtă de scris. Fără să piardă vremea, a întrebat-o pe acea monahie: „Pe cine cauți și ce dorești aici, doamna mea? Ai nevoie de vreun ajutor?” „Nu, nu vreau niciun ajutor.” „Și atunci cine ești? Cum ai intrat în locul acesta sfânt?” „Eu sunt doamna locului acestuia, iar lucrul meu este să port grijă de acest loc, de la un capăt până la celălalt.” „Și ce sunt, doamna mea, cărțile acestea pe care le ții în mână?” „Cărțile acestea sunt una a intrării, alta a ieșirii și alta rămânerii părinților în Sfântul Munte, dar și această carte pe care o vezi are scrise în ea numele celor care rămân pentru totdeauna aici și își săvârșesc viața în Sfântul Munte. Numele acestea rămân scrise în Cartea Vieții.” Nevoitorul părinte Andrei nu a înțeles cu cine vorbea și nici explicația despre cărți nu îi stârnise prea mult interes. De aceea s-a gândit că de vreme ce respectiva monahie nu are trebuință de ajutorul său, să se întoarcă la chilia sa din Metoc. În orele de după amiază a intrat în Paraclis, închinat Sfântului Nicolae, față de care avea o deosebită cinstire și evlavie, cu scopul de a face vecernia. Dar îndată ce a intrat în Paraclis, ochii i-au căzut pe icoana Maicii Domnului de pe iconostas și dintr-o dată mintea i s-a luminat și a înțeles cu cine stătuse de vorbă. În ciuda vârstei sale înaintate și a terenului accidentat, a alergat ca să o reîntâlnească pe cea pe care inima lui o iubea încă de copil. A vrut să o vadă din nou cu ochii săi trupești, pe cea care își pusese toată nădejdea și care își închinase întreaga viață. A privit la stânca de pe malul mării, unde o văzuse cu multă durere în inimă, pentru că acum monahia aceea nu mai era acolo. A început să plângă cu suspine din adâncul inimii, deoarece, din pricina păcatelor sale, nu s-a învrednicit să se închine împărătese cerului și a pământului. Totuși, Maica Domnului i-a dat o mângâiere prin buna mireasmă cerească, pe care a revărsat-o peste stânca pe care ea stătuse și care se împrăștia în întreaga împrejurime. Această întâmplare minunată a Sfântului Mir, care a izvorât din piatra pe care stătuse Maica Domnului, l-a încredințat pe nevoitorul Atosului, părintele Andrei, că acea femeie a fost Maica Domnului nostru Iisus Hristos și Maica tuturor creștinilor și monahilor ortodoxi din lume. Cu negrăită bucurie și lacrimi în ochi s-a întors la coliba sa de nevoință ascetică, a intrat în bisericuță și a început să sărute cu suspine și cu lacrimi icoana stăpânei Sfântului Munte, făgăduindu-i că se va osteni să fie mai ascultător față de poruncile Fiului ei și Dumnezeului nostru. Cuvioasa adormire a părintelui Andrei, petrecută în însăși ziua hramului mănăstirii, adică la întâmpinarea Domnului din anul 1987, arată trecerea de care se bucură părintele Andrei înaintea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Întâmplarea întâlnirii părintelui Andrei cu Maica Domnului pe malul mării mi-a fost făcută cunoscută de duhovnicul acestuia, părintele Dionisie, din Sinodia Gherasimeilor,
căruia părintele Andrei a mărturisit-o, dându-i însă aspră poruncă de a nu face cunoscut acest lucru decât în ziua adormirii sale. Mulțumim stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare pentru binecuvântarea pe care i-a dat-o părintelui Andrei și prin el tuturor celor ce cu nevrednicie ne numim părinți atoniți, pentru că de ne-a dat încredințarea că avem și astăzi o apărătoare vie a noastră, a Sfântului Munte Athos. Mulțumim și părintelui Andrei, care datorită înaltei sale vieți duhovnicești s-a învrednicit să o vadă și să vorbească cu preasfânta noastră stăpână și rugăm pe părintele Andrei ca din sânurile cerești, unde se veselește acum dinpreună cu ceilalți cuvioși ai Athonului și al bisericii, să mijlocească și pentru noi care ne aflăm încă în lupta pentru împărăția cea cerească, să dobândim și noi raiul lui Dumnezeu. Amin.